Cristi original, tot respect, ce urât are. Are facultățile de drept. Cristi, dă-mă judecată. Bagă acolo. Cristian Tigan, avocat procesual de pună în pizdă. Îl dau pe ăsta satisfacție că a jurat-o pe mama. Și îmi cere daune morale. Dar să fie de-aia mortale, știi? Bă, soarta n-a reușit, jurista originală, poate jur tu pe Biblie, acolo la tribunalii, și te faci apărătorii la nebunii de căcat. Ia uite, am un drept în lege. Care lege? Ce drept am în lege? Bă, Cristi, vezi, eu vă caut pe voi, pula mea, să vorbim ceva, știi? Câte telefoane mi-ai dat tu mie în 8 ani de zile? Cristi, parcă niciunul. Eu vreau să vorbesc cu fosta mea soție, care e soarta, da? Cu ea puteam discuta, nu cu tine. Eu cred că are Pampers la pizdă. Și cred că și-a luat și Libres. Eu uite, Cristi vrea să fie civilizat. Foarte bine, fii civilizat, faci înciocnirea dintre așa la ouă, știi? De Paște. Ciocnirea dintre civilizați. Eu vrea civilizat om. Bro, s-a civilizat și ăsta. Bă, dar și sorta e civilizată, bă. Acolo toți sunt civilizați. Aoleu. Bă, până pe sorta să mă dea în judecată. Să mă bage la pârnaie. Ia uite, bă, îl asculta pe om și a zis că vrea să o fută pe mama în cur. Eu nu i-am jurat-o cu măsa. Lui măsa aia, am zis la un moment dat, când urla pe stradă, băi, 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 îți dă-te-n pula mea. Când am înjurat-o, pe pula mea, de mult, de tot, dar a ținut-o să aminte. Bă, dacă erai atât de curajos, cu putut în cur, puteai să-mi dai tu telefon. Și să zici, băi, de ce ai înjurat-o pe mine? Ai înconjurat-o. De faci. Vreau să zic, eu ce amenințări te caut. Fii atent că eu sunt mai rând, sunt tare drecu. Da, știu, Cristi, că tu, când eram căsătorit cu sorta, te gândeai mai la bani. Vrea Cristi să nu ia bani de la bancă, știi? Stai liniștit, că i-a luat dacă. Deci, faci. Belea, care ar fi motivul acțiunii? Vezi că ești pe YouTube, ești vedet acum, și poți să aduci în instanță proba aia, știi? Că am jurat-o pe maică ta și după aia ai jurat-o și tu pe mama. Vrea să cădem la pace. Care pace, bă? A fost vreun război vreodată? Cred că n-a fost niciun război. Cred că voi cădeți la pace așa, cădeți. Laugh after laugh. Ia uite, și-a adus aminte după 8 ani de zile că am un drept după lege. Ăsta cred că a citit legea. Codul de procedură civilă. Cred că are bune maniere și ăsta. Aolea Cristi! Băi, când mă dai în instanță, fii atent, dă-mă în judecată, vii tu așa, mișto, într-o robă de-aia de avocat, și eu o să-mi mă țin de pulă. Și zic, ei, am pulă în America ta. Și ăla zice, face, uite, discriminare la pulă. Și zic lui Cristi, băi, tu te fuți cu băbăciuni. Eu mă fut cu buniciuni. Ăla cu buniciuni originale. De-alea tinere, știi? Dacă n-aș avea pulă, normal m-ar căuta fetii. La pulă. Nu merge cu codul bunelor maniere, merge cu carasul, știi? Când scot carasul, am băgat-o la față, fac așa de ochii peste cap. Original! Fii atent că am văzut-o pe sorta.
Când am văzut, am ocolit-o așa într-o voltă, am zis să-mi bag pula, m-a curățat la pula. Sunt la Volta. Cristi, știi cine era Volta? Ăla care a inventat corentul. Hai să-ți mai dau lecții de bune maniere. Prima, știi ce ăla element reclanșe? Cristi. E un element electric, care, în teorie, ar produce 1,5 volți. Dar n-are. Se bagă un zinc, Cristi, și ca grafit sau poți să folosești cupru. Și după aia acolo se mai bagă țipirig. Țipirig, Cristi, e clorură de zinc. Și cu niște făină și cu... Mai trebuie să bagi, dacă bagi, permanganat de potasiu, gale. Asta și de alea vechi, știi? Și e vorba de tensiune, de intensificată, dar ce pula mea, tu ești ca un drept după lege. Da, mă, pula mea în judecată că nu mi-am satisfăcut dreptul după lege.